Noi consilieri județeni s-au apucat de treabă. După ce vineri a avut loc ședința de constituire a noului Consiliu Județean, aleșii s-au întâlnit astăzi din nou, în cadrul unei ședințe extraordinare. Doar câteva proiecte s-au aflat pe ordinea de zi, în marelor parte fiind legate de modul de funcționare a noului CJ. Spre deosebire de ședința precedentă astăzi, liberalii Gheorghe Mihai Bârlea și Mircea Man au fost validați în funcții. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Maramureș. Așa să mă ajute Dumnezeu. Mircea Man a fost validat în lipsă. Consilierul liberal nu a fost prezent la ședința extraordinară și nu a putut depune jurământul așa cum a făcut colegul său de partid. Tot astăzi au fost desemnați membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean, la care au fost aleși inclusiv președinții, vicepreședinții și secretarii.